Mă duc și afară, mamă. Vrei să pleci afară? Când vrei să pleci afară? Plec acum și vin mai târziu. Când? Acum? Cu cine? Pe bune, mă duc și eu cu prietenii mei, cu cine să mă duc în oraș? Nu convine. La ce ori vii acasă? Te-am spus, dar mă întorc când nu știu, eu știu că stau în oraș. Minți. Mamă, lasă-mă mai stresată. Deci, băi copile, vreau să știu la ce ori te întorci acasă. Mamă, dar sunt și eu destul de mare. Nu ești destul de mare și copilul meu? Deci, cine sunt acele persoane cu care pleci? Le cunosc? Hai, mamă, lasă-mă! Mă pui prea multe întrebări. Dar vreau să știu ce ori te întorci și cu cine pleci. Tata știe. Știe tactul? Mă minți ca de fiecare dată că îi spui tactul și de fapt el habar nu are, mă întreabă unde-i fițul? Cu ce te îmbraci? Dar ce te aduce acasă? Și când te atorci? Mamă, lasă-mă, mai stresată. Măi, copilă, trebuie să înțelegi că eu sunt mama ta și mie trebuie să-mi spui absolut tot! Absolut tot! Sunt destul de mare, sunt la haipa, am plecat, pa! Tot, gorița, mă, treci înapoi imediat. Deci nu pleci nicăieri, mie îmi spui tot. Când o să fii pe banii tăi, atunci faci ce vrei tu. Că atât când ești pe banii mei, faci ce spun eu. Marș în casă imediat. În momentul ăsta, vii în casă imediat. Ne simți tu de care ești.